Bun găsit! Astăzi ne aflăm în punctul zero al orașului Piața Unirii. Vom povesti despre statuia lui Matia Corvin. Monumentul are o istorie deosebit de interesantă și chiar controversată pe alocuri. Ce legătură există între statuie și un celebru escroc numit Harco Barmanul, vom afla în minutele care urmează. În anii 1980, un barman îi băga în sperieți pe locuitorii din orașul Comoară și, bun de gură, Harco obținea diverse foloase de la cei slabi de îngeri. La un moment dat, barmanul a născocit un plan nebunesc. Escrocul a anunțat cu surle și trâmbițe că vinde monumentul și a stors de bani câțiva italieni creduli. În timpul celui de-al doilea război mondial, între rondourile de flori s-au construit niște bazine imense pentru apă, cu apă. De ce? Pentru ca în eventualitatea că orașul nostru va rămâne fără apă în urma bombardamentelor iminente, la care a și fost supus, aici să fie alimentat Clujul. Sigur că după 1945 au fost acoperite. După 1945 s-a pus o inscripție de, să zicem, compromis. Matias Rex, adică în limba latină. Adică să nu fie nici în limba română, să nu fie nici în limba maghiară. Să împace pe toată lumea. Să împace pe toată lumea. Sigur, vin anii Revoluției, vin anii 90 și bine, dispare acea plăcuță pusă de la inițiativa marelui istoric Nicolae Iorga, iar reapare în timpul mandatului primarului sau mandatelor primarului Gheorghe Funar. E, acest lucru, când pune iarăși plăcuța, irită populația maghiară, care spune că este ilegală. Sigur că vor avea loc demonstrații, se ia plăcuța jos, o asociație maghiară numită Bojoi încearcă și ea o treabă de compromis, punând o nouă plăcuță în care arată colaborarea între români și maghiari la bătălia de la Vaslui, este dată jos pentru că nu era statutară cu legile statului. Să fac acum un mic pleonasm și până la urmă are loc restaurarea statuii. Ei, în cadrul restaurării statuii a participat cu o sumă egală și statul român cu 360.000 de euro și statul maghiar asisterea cu 360.000 de euro. Dar între timp ce se întâmplă? Această piață între anii 70-80 era extrem de frumoasă, erau triunghiuri arhitectural, florale, se îngrijau edilii orașului în fiecare an, era o plăcere să vii. Ei, la săpăturile care s-au făcut după anii 90 pentru a descoperi case sau ziduri romane, ceea ce s-a și descoperit, o locuință și o parte de zid roman, dar nu prea semnificativ, adică se părea că se vor găsi mai multe lucruri, aspectul acestei piețe se schimbă. Iar astăzi o vedem acum pietruită și părerea mea subiectivă e că nu arată atât de frumos ca și înainte. Acum să spun o treabă picantă: în perioada comunistă, în perioada lui Nicolae Ceaușescu, cum spun toți oamenii, sigur, este perioada când el a fost președinte și când a condus România. A existat în Cluj un mare escroc, numele de familie îmi scapă acum, dar o să-mi reamintesc, dar îi se spunea Ieniu Barmanu. Acest Ieniu Barmanu era... își găsea prada ca un animal de pradă, adică credulii pe care îi scroca. De fapt, el avea și o zicală. Dacă stau și vorbesc persuasiv, sigur că el nu folosea cuvântul persuasiv, și o ușă încuiată mi se deschide. Ce a făcut acest Ieniu Barmanu, că vine să și râd, a vândut statuia cu acte regulă, bineînțeles cu ghilimele de rigoare, unor italieni creduli, la o sumă de bani, la dolari. Acum, suma exactă nu știu care este, dar oricum o sumă consistentă. Îți dai seama că italienii ăștia credule au venit să ia statuia. Organele statului de atunci au rămas perplex. Bine, îl cunoștea, miliția de atunci îl cunoștea pe acest escroc. Gândește-te ce situație și hilară. Bineînțeles, el a fost prins, a fost condamnat. Banii a cheltuit, că avea și un talent de a cheltui tot atât de rapid pe cât îi realiza. Deci este o faptă adevărată în ceea ce privește această statuie. Istoria acestei statui începe în anul 1882. Atunci Consiliul Legislativ Orășenesc a hotărât să ridice un monument în cinstea lui Matia Corvin. Regele român, care a condus regatul Ungariei cu mână de fier, a fost sculptat în bronz. Ca să rămână pe veci, în memoria clujenilor, statuia împăratului a fost așezată în buricul târgului. Suntem aici într-o locație
special a Clujului. Suntem în așa zisa piață mare, îi se spunea în evul mediu, pentru a face diferență de piața mică care era în zona pieței muzeului de astăzi. Această piață mare, care mai a fost numită într-o perioadă chiar piața Matia Corvin, pe urmă în perioada interbelică a purtat numele exact ca și astăzi Piața Unirii. Comuniștii au denumit-o Piața Libertății, oricum suntem în buricul târgului. Ceea ce privește statuia, emblema Clujului, a lui Matia Corvin, are o poveste foarte frumoasă până la instalarea ei în această zonă și o să-ți spun și cum s-a instalat. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, clujenii au fost cuprinși de o febră, bineînțeles între ghilimele, a marelui rege. Această febră a constat în faptul că i-au conștientizat că această casă despre care noi am vorbit, casa spusă impropriu, denumită mai bine zis Matia Corvin, a mai spus că nu era casa lui, a fost identificată în acea perioadă de a fi sigur casa lui. Să nu uităm că în a doua jumătate a secolului al XIX-lea sentimentul național exacerbează, nu numai la maghiari, și la celelalte națiuni. Noi am vorbit despre o vizită făcută aici în anii 1887 de împăratul Francis Iosif. Francis Iosif a văzut casa în care s-a născut ilustrul rege și a rămas chiar prost dispus văzând în ce hal arată. Acum, clujenii prima dată s-au gândit, foarte interesant, să pună o statuie aici. Nu s-au gândit prima de la casă, nu am mai vorbit. Și, ca și în orice alt eveniment important, se va face un concurs. Acum, concursul a fost stabilit în anul 1893 cu proiecte. Au fost 7 proiecte de statui, în general, ecvestre. În pole position, să vorbim așa în termeni automobilistici, era un sculptor clujan, Vaștac Gheorghe. El se părea a fi câștigătorul concursului. Dar întotdeauna, ca și într-un concurs, apar surprizele și surpriza s-a numit Janos Fadrus, un slovac născut la Bratislava, care a realizat o machetă extrem de frumoasă și de apreciată de juriul de atunci al clujenilor. Și astfel, primarul de atunci, Gheorghe Albach, sau Albach, să mă scuze concitadinii mei maghiari câteodată greșesc pronunția, l-a declarat câștigător pe Fadrus. Aici, ca și aici, el a fost câștigător, dar concursul era în 1893. Doreau ca statuia ecvestră, pe care o vedem și astăzi, să fie instalată în 1896. De ce în 1896? Pentru că în 1896 națiunea maghiară a serbat mileniul, adică 1000 de ani de la descălecarea maghiarilor în acest teritoriu. Descălecat, nu că s-au dat jos de pe cai, să nu înțelegem greșit, este un termen care arată venirea unei populații dintr-un loc în celălalt. Este un termen istoric. Opera sculptorului Janos Fadrus a costat o căruță de bani. La un moment dat, autoritățile vremii au ajuns la fundul sacului. Veșnica problemă, nu numai în Cluj, ci în lume, fondurile. Banii nu ajungeau, s-au făcut colete pentru a putea plăti premiul care consta în 4.000 de coroane. 4.000 de coroane era premiul pe care l-a luat Fadrus odată cu câștigarea acestui concurs. Dar nu numai premiul, pentru că trebuiau și alte lucrări. În primul rând, trebuiau demolate clădiri din jurul bisericii romano-catolice Sfântul Mihail. Și aici s-a intrat într-o dilemă, și anume trebuia biserica catolică, parohia romano-catolică, să fie convinsă să dărâme clădirile și, bineînțeles, să fie și despăgubită. Ce clădiri erau? Era o școală romano-catolică și erau și o serie de clădiri care erau folosite de negustori. Deci aduceau bani, dar ele erau în chiria bisericii. Și mai avem un lucru, obeliscul. Obeliscul se afla cam unde suntem noi acum, unde filmăm. Și acesta trebuia motat. De ce? Pentru că Fadrus, sculptorul, împreună cu arhitectul șef al Clujului,
Ludovic Pachei sau Lajos Pachei, care îi datorăm mult noi clujenii în ceea ce privește arhitectura orașului, s-au gândit, nu merge, trebuie să mărim la scară statuia. Pentru că dacă o punem în această piață, trebuie să se potrivească cu toate clădirile care sunt aici. Inițial era mai mică. Ea va participa, acum între ghilimele, ea va participa, deci, Fodrus cu statuia la un concurs la Paris, la o expoziție mondială, unde această machetă, sigur, în miniatură, a luat Grand Prix, medalia de aur. Ei, cum a fost gândită statuia? Ce înfățișează? Regele alături de cine? Stai puțin, aici este o întrebare excelentă care, sigur, în primul rând, în 1896 se pune piatra de temelie. Nu reușește să fie instalată statuia. Apoi, toate aceste piese pe care le vedem, care reprezintă generalii lui Matia Corvin, au fost realizate la Budapesta și au fost aduse cu trenul în gara clujană și din gara clujană ultimul transport al tramvaiului care a circulat pe linia gară, centru, Mănășturi într-o parte, în partea de și în partea de vest, pardon, și în partea de est, Mărăși până la Sfântul Petru, au fost transportate aceste statui. Acum, de unde știm noi cine, pe cine reprezintă? La banchetul care s-a realizat la 12 octombrie 1902, când a fost inaugurată statuia, un profesor universitar, Sadețchi, banchetul a avut loc în actualul spațiu al hotelului Melody. Nu se numea Melody atunci, se numea Panonia. El a spus, cine sunt acești capitani? Și o să spunem, dar prima dată să spunem poziția acestei statui, foarte interesantă, că și aici sunt niște povești. Este aproape un caz singular, calul stă pe toate picioarele, n-are ridicat niciun, deci nu caprează, n-are ridicat un picior sau ambele picioare. Există o legendă, nu știu cât e de adevărată, care spune că dacă cabalinul este cu toate picioarele pe pământ, respectivul erou sau respectivul personaj a murit de moarte naturală. Dacă cumva caprează, are un picior ridicat, a murit ori în luptă, ori otrăvit. Acum, aici este discutabilă această teorie, pentru că planează o suspiciune asupra celei de-a doua soții a lui Matia Corvin, care se presupune că l-ar fi otrăvit pe ilustru rege. Și acum să vorbim despre statuie. În primul rând are o înălțime de 12 metri cu postament cu tot și este pe o suprafață de 20 de metri pătrați. Postamentul reprezintă un bastion și a fost realizat de Ludovic Pachei, pionierat în construcție beton armat. Dar betonul armat n-a fost de o calitate grozavă, de aceea acest postament a mai fost refăcut în timp. Și acum să vedem personajele care sunt. Primul din dreapta, adică din exteriorul în dreapta regelui, este Baloș Magyar sau Blasiu Magyar. Ăsta a fost ban de Croația și a fost șeful armatei negre, armatei de mercenari a celebrului rege. Pe urmă, urmează cel cu coiful și cu steagul ridicat, este Pavel Chinezu sau Cneazul Chinijipal. Bine, este o deformare de limbaj, nu era din China, deci să nu credem treaba asta. Acest era chiar ginerele lui Baloș Magyar. El era ban de Timișoara, deci banatul de Timișoara. Cneazul este celebrul comandant care a repurtat o victorie la Câmpul Pâinii în 1479 împotriva turcilor. În partea opusă, acum depinde cum luăm stânga sau dreapta, depinde cum ne plasăm în fața statuii, personajul imediat este Ștefan Zapoia. Acesta a fost palatinul sau nadorul Ungaria, al doilea personaj din regat după regele Matia. Am ajuns la ultimul personaj din cadrul
acestei statui ecvestre, bineînțeles exceptându-l pe Matia, Ștefan Batori. Ștefan Batori, care era voievodul Transilvaniei și foarte interesant, fizionomia acestei statui se pare că este un autoportret al lui Janos Fadrus, cum de altfel se crede că fizionomia lui Boros Major este era fizionomia lui Ludovic Pachei. Sunt presupuneri, dar se pare că are un mare dram de adevăr și ceea ce am zis de Batori și ceea ce am zis de Balos Magyar, apropo de modelul pe care l-a luat sculptorul. Deci nicio asemănare cu personajele reale. Păi cam greu să fie o asemănare cu personajele reale, că nu prea aveam noi picturi sau gravuri din acea perioadă. Acum, pe acest perimetru al statuii se văd o serie de steaguri. Steaguri care au fost capturate în urma bătăliilor duse de celebrul rege. Și aici vedem steagul Boemiei, steagul Austriei, steagul Vienei, un steag otoman, un steag al Bosniei, chiar steagul Moldovei. Apropo de, o să vedem noi imediat aici, celebrul conflict al plăcuțelor, ce s-a întâmplat cu statuia. În fine, toate aceste steaguri era o modă în acea perioadă de ev mediu și de perioadă modernă, când steagurile capturate de la dușman erau trofeele câștigate de armata învingătoare și erau totdeauna expuse în fața comandantului suprem. Dacă ne uităm puțin la rege, la realizarea acestei statui, el, cei doi colaboratori, Pachei și cu Fadrus, au ales spațiul extrem de bine. Poziția regelui este extrem de autoritară, pe cal, cu părul bogat îi curge pe umeri, se uită, așa să ne imaginăm că în această piață erau oștenii săi, că parcă așa se privește, iar trei dintre capitanii săi se uită la el, parcă ar strigând Vivat Rex, adică să trăiești rege. Pentru că celălalt are altă ocupație, în sensul care se uită puțin mai în jos. Istoria acestei statui a fost marcată de o răscoală a țăranilor din Transilvania. Statuia are și ea o poveste foarte interesantă. Vine anul 1918-1919, știm foarte bine că după primul război mondial, Clujul intră în componența României. Ei, se pare că țăranii români au dorit să ia cu căruțe, cu car, cu boi statuia de aici, pentru că considerau, dar nu numai ei, că arată, de fapt, simbolul regatului maghiar. Și exista și o idee în vreme ca statuia să fie relocată în domeniul Hunedoarei, domeniul de unde se trăgea tatăl ilustrului rege Iancu de Hunedoara. Și ce s-a întâmplat atunci când au încercat să mute statuia? Ei, aici a fost un conflict și acest conflict a fost realizat prin un mare istoric al nostru, poate cel mai mare istoric al nostru, Nicolae Iorga, așa zis, un conflict al plăcuțelor. Ce se întâmplă? Nicolae Iorga, dându-și seama de valoarea artistică a statuii, de simbolul ei, sigur, a găsit o cale de compromis în care a sfătuit primăria Clujului de atunci să pună o plăcuță în care să se specifice că Matia a fost biruitor în toate războaiele, dar a fost înfrânt de neamul său când a dorit să cucerească Moldova nebiruită. Se referă la bătălia de la Baia din 14 decembrie 1467. De ce spun treaba asta? Pentru că inițial statuia realizată de Janos Fadrus avea stema Ungariei, avea stema Corvin, deci a corvinilor, și era scris, sigur, în limba maghiară, Matias Király. Normal că în perioada interbelică s-a scris această emblemă care reprezenta stema Ungariei, a fost dată jos de pe soclu și a fost pusă o inscripție în limba română, Matei Corvin. Pe urmă, între 1940-1945, a revenit Matias Király, pentru că știm foarte bine că după dictatul de la Viena, alții spun arbitraj, această parte de nord-vest a Transilvaniei a fost cedată Ungariei. Ce s-a întâmplat cu această zonă? Zona nu arăta așa, zona de lângă statuie. Dar ce s-a întâmplat și cu țăranii? Au fost arestați? A, nu au fost arestați. Cum să fie arestați? Nu au fost arestați, pentru că era un imbold al luptei de emancipare și probabil emancipare din partea noastră, a românilor. Nu au fost arestați, dar treaba plăcuțelor
lor continuă. Hai să vedem cu plăcuțele. Revine anul 1945. Acum, între timp, trebuie să spun că celebra statuie care o reprezenta pe Lupoaică alăptându-i pe Romulus și Remus era chiar aici, în fața statuii ansamblului ecvestru Matia Corvin. Era o alee. Știi, când am vorbit de Traian Grozăvescu, de se urca pe treptele statuii și cânta publicului. Ei, ea a fost luată de către români și dusă la Sibiu. Aici s-a relocat toată arhitectura acestei piețe. În timpul celui de-al doilea război mondial, între rondourile de flori s-au construit niște bazine imense pentru apă, cu apă. De ce? Pentru ca în eventualitatea că orașul nostru va rămâne fără apă în urma bombardamentelor iminente, la care a și fost supus, aici să fie alimentat Clujul. Sigur că după 1945 au fost acoperite. După 1945 s-a pus o inscripție de, să zicem, compromis. Matias Rex, adică în limba latină. Adică să nu fie nici în limba română, să nu fie nici în limba maghiară. Să împace pe toată lumea. Să împace pe toată lumea. Sigur, vin anii Revoluției, vin anii 90 și bine, dispare acea plăcuță pusă de la inițiativa marelui istoric Nicolae Iorga, iar reapare în timpul mandatului primarului sau mandatelor primarului Gheorghe Funar. E, acest lucru, când pune iarăși plăcuța, irită populația maghiară, care spune că este ilegală. Sigur că vor avea loc demonstrații, se ia plăcuța jos, o asociație maghiară numită Boioi încearcă și ea o treabă de compromis, punând o nouă plăcuță în care arată colaborarea între români și maghiari la bătălia de la Vaslui. Este dată jos pentru că nu era statutară cu legile statului. Să fac acum un mic pleonasm. Și până la urmă are loc restaurarea statuii. Ei, în cadrul restaurării statuii a participat cu o sumă egală și statul român cu 360.000 de euro și statul maghiar Așisterea cu 360.000 de euro. Dar între timp ce se întâmplă? Această piață între anii 70-80 era extrem de frumoasă, erau triunghiuri arhitectural, florale, se îngrijau edilii orașului în fiecare an, era o plăcere să vii. Ei, la săpăturile care s-au făcut după anii 90 pentru a descoperi case sau ziduri romane, ceea ce s-a și descoperit, o locuință și o parte de zid roman, dar nu prea semnificativ, adică se părea că se vor găsi mai multe lucruri, aspectul acestei piețe se schimbă. Iar astăzi o vedem acum pietruită și părerea mea subiectivă e că nu arată atât de frumos ca și înainte. Monumentul a fost restaurat după mai bine de un secol. În 2010-2011, datorită unui sculptor, Tibor Coloșvari, a fost restaurată, a fost, sigur, o festivitate și, din păcate, câteodată mai este vandalizată, mai există acea tentativă de urcare sau de călărire a calului Marelui Rege. Sigur, în stări euforice, tinerii încearcă să escaladeze și văd că și în zilele de astăzi. Și problema este că nu e un lucru frumos, un monument de așa amploare și care este un brand al Clujului. Apropo de ilustru rege, aceste conflicte româno-maghiare, între ghilimele conflicte, trebuie să ne gândim că el a fost un poliglot, el a fost un umanist. În perioada respectivă, să fim serioși, lumea nu știe, nu conta nația, conta starea socială și starea confesională. Așa că eu cred că dacă ne privește din alte galaxii, râde de toate aceste treburi care se întâmplă acum în secolul 20-21. Tot despre statuie să spun ceva tot hilar. În perioada comunistă, având în vedere poziționarea ei, vedem, este poziționată cu fața personajelor spre sud. În spate este biserica. Exista zloava că marele rege ar fi fost ateu.
Și întreba lumea, cum atâmă nevul mediu? Păi uite-te, domnule, că poziționarea statuii este cu spatele la Biserica Sfântul Mihail. Sigur că da, nu este un lucru adevărat, este o znoavă pe care, culmea ironiei, foarte mulți clujeni de atunci care, din punct de vedere al culturii generale, sufereau, cum avem și astăzi, nu e o problemă, au crezut că acest zvon este adevărat, cum a existat un zvon, apropo că am amintit de biserică, că în perioada comunistă crucea ar fi fost de aur și comuniștii, crucea de pe biserică, cea de ba, ar fi încercat să o fure. Iară sunt znoave neîntemeiate. Exact ca și această părere că ilustrul rege și personajele ilustre din jurul său ar fi stat intenționat sau că cei doi sculptor și arhitect, tandemul, ar fi realizat intenționat acest lucru pentru că nu aveau niciun sentiment. Nu, asta era o zdoavă pusă în circulație de către organele, să le spunem, de resort de atunci comuniste. Sigur, exagera puțin, dacă lumea să înțeleagă că nu era o treabă adevărată. Dar în vreme zvonul mergea. Mergea, din păcate, că dacă nu există cât de cât cunoaștere a unor obiective. Acum noi ne referim la Cluj. Sigur că astfel de zvonuri pot crea confuzii și pot fi considerate veridice. Oricum, statuia este vizitată de turiști care pun întrebări, care o apreciază, mai ales că a fost și reconstituită și, atenție, o statuie se și spală cu niște substanțe speciale. Vreau să vă spun o pantă, o statuie, nu mai știu a cărui personaj istoric din Moldova noastră, primarul a pus o spele cu săpun și apă, dar nu la noi. Îți dai seama că e treabă de coroziune. Deci, și aici, întreținerea acestor statui costă primăria oricărui oraș, dar și reprezintă o emblemă cu care Clujul se mândrește, pe lângă altele despre care noi am vorbit și vom mai vorbi. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.